Iepurașul a venit astăzi și la Casa Maria. Pompierii au fost cei care au dăruit, acum în preajma sărbătorilor pascale, cadouri pentru micuți. A devenit deja o tradiție pentru pompierii făgărășeni ca în fiecare an, în preajma acestei sărbători, să-i bucure pe micuții aflați în centrele de plasament. Bucurie mare pentru copiii de la Casa Maria. Pompierii făgărășeni au ajuns astăzi la ei încărcați cu dulciuri și rechizite școlare. Acesta este al doilea an. În decembrie am distribuit cadouri caselor de copii din Rupia și din Dacia. Banii au fost adunați benevol din partea tuturor cadrelor subunității. S-au cumpărat produse și aduse copiilor. Copiii nici nu au stat prea mult pe gânduri și au deschis imediat pachetele să vadă ce au primit de la iepuraș. Ne mulțumim celor de la pompieri care au avut intenția de a ne aduce un mic cadou de iepuraș și suntem foarte bucuroși pentru ceea ce am primit. Bobane, pufuleț, con cu ciocolată, pufuleț, carte de colorat, caiet. Și în plăsuță ce ai primit? Pufuleț! Din câte cunosc eu, e pentru a treia oară când reprezentanții organizației pompieri din Făgăraș vin de sărbători în special, cu mici atenție pentru copii. Se bucură cu toții, ca de altfel și noi oamenii mari. Când primim ceva, e un prilej de bucurie. A devenit deja o tradiție pentru pompierii făgărășeni ca în fiecare an în preajma sărbătorilor pascale să aducă o rază de bucurie în ochii copiilor din centrele de plasament.